7 minute. Atât a durat rezilierea unui contract care parcă a fost semnat cu stânga, Autostrada Transilvania, un proiect care ne-a făcut țara de rușine, ne-a sărăcit cu 1,4 miliarde de euro și ne-a alungat ultima speranță într-o șosea adevărată care să ne lege de Occident. Au fost 10 ani în care compania Bechtel s-a făcut că muncește, iar noi că suntem serioși. Acum, americanii se pregătesc să plece, lăsând în urmă un șantier în paragină, o autostradă care trebuie reparată și o sămânță de scandal în țară. Iar România va rămâne în istorie cu încă un record trist. A compromis cel mai mare proiect de infrastructură din estul Europei, din cauza intereselor proprii sau de grup. 415 km lungime, 173 de poduri, 84 de pasaje, 19 noduri rutiere. Cam asta își propusese compania Bechtel să construiască în România, în schimbul la 2,2 miliarde de dolari. 10 ani mai târziu, suntem mai săraci cu 360 de kilometri de șosea și 1,4 miliarde de euro, iar din cel mai mare proiect din estul Europei a devenit cel mai scump. Povestea autostrăzii Bechtel începe în aplauze furtunoase într-o zi de iarnă la sfârșitul anului 2003. Foarte bucuros că realizăm acest proiect cu o firmă deosebit de importantă din Statele Unite, firma Bechtel. În felul acesta, relația politică deosebită care există între cele două state va putea să fie transferată în mai mare măsură în substanță economică. Relațiile politice deosebite se traduceau la acel moment prin intrarea României în NATO și speranța guvernului de la București că odată cu autostrada vom pătrunde și noi cu ceva proiecte de infrastructură în Irak, unde Bechtel avea deja contractele asigurate. Firma Bechtel își cunoaște foarte bine interesele și nu putea să vină într-o... Și Bechtel chiar își cunoaște bine interesele. Istoria ei de 115 ani vorbește de la sine. Chiar dacă, se pare, compania a început puțin altfel decât am cunoscut-o noi. Warren A. Bechtel was a fair man. He said, when you can't trust a man's handshake, you can't trust his signature. Warren Bechtel worked by and lived by that creed. He built entire projects with no contracts, just a man's word. He took his wife Clara and his four kids with him most everywhere, and around the railroad job sites, from teamster to superintendent. People called him Dad. Și apoi, tata Bechtel a trecut de la strângeri de mână la contracte generoase. Compania a construit barajul Hoover, faimosul pod din San Francisco, rețeaua de conducte de petrol din Alaska, prima uzină nucleară din America, o parte din metroul londonez, aeroporturi, zgârie nori, autostrăzi, buncăre, tuneluri, orașe întregi. Până a ajuns numărul 1 în America și printre primele 5 pe plan mondial. O performanță pe care a atins-o, spun ziarele americane, datorită apropierii de guvernele Statelor Unite, în care au fost numiți foști parteneri de afaceri ai Bechtel. Miron Mitrea, ministrul transporturilor din perioada semnării contractului cu România, lasă și el să înțeleagă că alegerea Bechtel a fost sugerată de la Washington. Echipa de la Ministerul Comerțului a discutat cu echipa de la Secretarul de Stat american privind firmele care vor reprezenta Statele Unite în contractul cu România, ca să punem în practică contractul. Dacă mi-aduc bine aminte, în fruntea listei era Bechtel. Motiv pentru care, probabil, nici nu s-a organizat o licitație, ceea ce a stârnit agitație în Uniunea Europeană, spre care aspiram, dar nu ne-a interesat. În 2004 începe proiectul autostrăzii Transilvania, un parteneriat public-privat în care, teoretic, sarcinile ar fi trebuit împărțite. Însă compania avea experiența proiectelor anterioare. Unele ziare americane spun că multe dintre contractele Bechtel din afara Statelor Unite sunt negociate cu prețuri mult peste cele ale pieței și cu penalități foarte mari. Așa a fost făcut și al nostru. În forma semnată în 2003, compania a primit beneficiile, iar statul obligațiile. Și pentru că e vorba despre statul român, a urmat haosul. Totul s-a făcut pe genunchi. Niciun mare proiect de infrastructură nu se face fără ceea ce se numește un studiu de fezabilitate amplu, serios. Nici nu poți să faci estimarea valorii lucrării dacă nu ai un studiu de fezabilitate serios.
iar noi n-am avut. A existat doar un pseudo-studiu făcut în 2 luni care nu clarifica traseul autostrăzii. În plus, statul nu rezolvase problema utilităților care brăzdau Transilvania și nu expropiase niciun metru pătrat din cele 10 milioane de metri pătrați de teren peste care trebuia să treacă șoseaua. Și, cu toate acestea, am plecat la drum, asumându-ne de la tăierea panglicii întârzieri pe care urma să le plătim. Ați avut vreodată senzația că a fost semnat pe genunchi? Da. Asta este senzația. Prea repede, prea interesantă. Nu poți să semnezi un contract cu un constructor, îi impui 8 ani de zile, un 5 milioane și ceva pe kilometru, vorbim de 400 de kilometri și tu să-i dai aproape 3 kilometri într-un an, pe care să lucreze. Nu că nu poți să-i ceri nici rezultat. La asta nu s-a gândit nimeni. Firma Bechtel primește un avans de 70 de milioane de euro de la statul român ca să organizeze șantierul. Construcția începe cu elan pe cele 2 tronsoane care aveau să rămână până astăzi singura mărturie a trecerii companiei americane prin România, Câmpia Turzii-Cluj și suplacul de barcău Borș. Doar că în 2004, Bechtel folosește pentru lucrări 14 milioane de euro. Restul banilor nu au fost justificați niciodată. 11 luni mai târziu se schimbă puterea. Traian Băsescu vine cu un guvern proaspăt și plin de idei. După scenariul din Croația, care a dus la retragerea Bechtel dintr-un proiect de autostradă, executivul de la București încearcă să demonstreze că fostul guvern a primit comisioane pentru semnarea contractului. Șantierul din Transilvania intră în stand-by pentru 1 an și jumătate. Este un proiect în evaluare, el nu este o prioritate. Am cerut reevaluarea și vă asigur că la Washington va fi subiect de discuție. Bechtel este o firmă foarte mare, dar aici nu ne jucăm cu prioritățile României. Ceea ce se și întâmplă. În 2005, ministrul transporturilor Gheorghe Dobre începe renegocierea contractului și reușește să elimine din el o prevedere cel puțin ciudată. Avansul de 250 de milioane de euro pe care statul român se obligase să-l plătească fără garanții companiei Bechtel. Deci statul român nu este bancă. Nu finanțează construcțiile. Însă discursul e uitat foarte repede și România continuă să se comporte ca o bancă. După renegociere, statul român se angajează să plătească la fiecare 1 ianuarie 30% dintre lucrările pe care Bechtel estima că le va face în anul care începea. Din nou, fără garanții. S-au încheiat renegocierile contractului în condiții avantajoase pentru România, aș spune. Condiții pe care însă România nu le-a aflat niciodată, pentru că imediat după renegociere, contractul și anexele lui au fost secretizate. Un singur lucru s-a știut, că statul român a preluat de la constructor proiectarea autostrăzii, ceea ce companiei Bechtel i-a convenit de minune, pentru că Ministerul Transporturilor n-a făcut niciun proiect. Din punerea contractului, Bechtel era mai avantajos să stea. Avea profit mai mare pe oră utilaj, dacă stătea, decât dacă mergea. De aceea a preferat ca toate utilajele care le-au avut în Croația pe un contract similar cu CNADNR-ul croat să le mute aici. I-am întrebat ca și angajat. Bine, dar cauciucurile astea sunt de piatră. Nu le schimbăm pe de-astea de argilă, ca cum avem noi argilă în marea parte a Transilvaniei. Pentru că astea numai trebuie să stea. Nu se putea folosi acelea. Se plăteau. Așa se face că după 2005, prețul autostrăzii s-a dublat din cauza penalităților, a întârzierilor, a scumpirii materialelor de construcție și a metrului pătrat de teren expropiat. În perioada renegocierii de vreun an de zile, Bechtel a beneficiat, conform contractului, de aproape 40 de milioane de euro fără să facă nimic. Absolut fără să facă nimic. Între timp, prin alte colțuri de lume, Bechtel muncea de zor, se ținea de treabă și câștiga miliarde de dolari. Făcea autostrada din Albania, o platformă petrolieră în Abu Dhabi, o centrală nucleară în Statele Unite și prestări de servicii pentru aviația americană. De ce n-a făcut la fel și la noi? Eu vă spun sincer, eu de exemplu nu puteam să le controlez. Dacă eu vreau să ia piatră de la un producător turc, să o transporte pe mare, să o aducă la cost de 3 ori mai mare, eu nu puteam să-i împiedic. Pentru că așa era contractul. Noi nu aveam timp să-i controlăm pentru că eram ocupați să schimbăm miniștri și să facem vizite pe șantier unde nimeni nu părea să observe că muncitorii stau. Am mai văzut progresele pe care le-au mai înregistrat. Am fost cu elicopterul de-a lungul întregii lucrări pentru că de sus se vede mult mai bine. În 2006, Radu Berceanu preia Ministerul Transporturilor și încearcă o nouă renegociere. Nu iese nimic însă, iar la fața locului situația rămâne neschimbată. România plătește, compania așteaptă să se facă exproprieri.
În 2007 se schimbă din nou garda la Ministerul Transporturilor. Pleacă Berceanu, vine Ludovic Orban, care trimite pe șantier corpul de control să vadă de ce nu înaintează lucrările și descoperă nereguli. Bechtelul venea cu solicitări absolut aberante. Ei vreau să ne asumăm toate cheltuielile de remediere. De exemplu, toți stâlpii chiloții forați, mulți dintre ei nu corespundeau din punct de vedere tehnic. Și prin inspecția de stat în construcții, la faza determinantă, nu am acceptat și am dispus remedierea defecțiunilor constatate. Pe șantier, muncitorii se uită cu uimire când la un ministru, când la altul și nu mai înțeleg nimic. Proiectul meșterului Manole într-un final, pentru că de fiecare dată s-a ajungea la un consens, după un an venea altcineva care trebuia să zică nu e bine, va trebui să renegociem, iar într-un proiect de asemenea natură nu poți să te oprești din fiecare an, să renegociezi, să trimiți oamenii acasă, să începi să împarți utilaje, după aceea să le aduni. Sunt costuri care apar și au și apărut. Dar toată lumea e mulțumită, pentru că salariile merg. Salariile au venit în fiecare lună, în transport și alte beneficii, toate au fost acordate. În mandatul lui Orban se toarnă în sfârșit primii kilometri de asfalt la autostrada Transilvania. Când își părăsește fotoliul, lasă în urmă 5 kilometri de șosea și, spune el, doi vinovați. Domnul ăsta să nu se simte prea bine. Domnul Mitrea a uitat de mult. Acest contract a fost foarte prost făcut și a dezavantajat statul. Din păcate, nici până astăzi nimeni nu a fost chemat să răspundă. Bechtel este o firmă, în altă parte, e o firmă serioasă. E o firmă care a construit câte ceva, nu numai Statele Unite sau în alte zone, ci și în Europa. Acest contract probabil i-a nebunit așa cum a fost făcut, pentru că le permitea. În 2008 s-a mai întâmplat însă ceva. S-a pus pentru prima dată problema rezilierii contractului în avantajul României. Se putea face cu ajutorul unei prevederi din documentul semnat în 2003. Dacă antreprenorul, vezi, Bechtel, este surprins și se dovedește că a dat un ban, o sumă de bani, orice cadou, uneia dintre funcționarii care sunt în relație directă cu beneficiarul, contractul este reziliat de plin drept și antreprenorul trebuie să plătească România, lăsând toate utilajele, gropile de materiale, tot pe amplasament. Ori, o astfel de situație chiar exista. Avocatul Simona Neagu, care primise 4,5 milioane de euro de la stat ca să semneze contractul cu Bechtel și să asigure servicii juridice Companiei Naționale de Drumuri, s-a angajat la casa de avocatură care reprezenta compania americană. Un conflict de interese care putea fi speculat. Se ajunge și în instanță, doar că odată cu întoarcerea lui Radu Berceanu la Ministerul Transporturilor, compania de drumuri decide să renunțe la dosar, fără nicio explicație, chiar în ziua judecății. Mi-au revocat mandatul ca să nu mai pot să continui demersul, chiar în ziua terminului de judecată. Vedeam că nu vor să continue acest proces nici cum. Nu știu cum să facă, cum să se ascundă de mine, cum să dispară din birouri, cum să... Nu vreau nici cum să mă vadă, să stea de vorbă cu mine. Deci eram avocatul lor, nu și-au predat interesele companiei, procesul făcut de mine, că era bun, că era rău, nu o să știm niciodată. Dar l-au predat adversarului fără luptă. Mai bine nu timbrau și nu mai cheltuia țara asta 3 miliarde de lei. Era perioada 2008-2009, ani de campanie electorală. Ministrul Transporturilor se schimbă din nou. Iese Orban și revine Berceanu, care mută managementul lucrărilor de la București la Cluj și negociază cu americanii finalizarea rapidă a tronsonului Gilău-Turda. După acea negociere, în ghilimele acea negociere, cam toți subantreprenorii s-au schimbat. Vă rog să urmăriți acest lucru. Ce a fost înainte, cine a lucrat pentru și cine a lucrat după. Să înțeleg că a fost așa o mică șpagă să legală. Să înțelegeți ce vreți dumneavoastră. Eu numai v-am atras această atenție, că această derogare de competențe către Cluj a dus și alte valuri în desfășurarea contractului. S-au schimbat deci furnizorii și, deși kilometrul de autostradă ajunsese de la 5 milioane la 8 milioane de euro, brusc s-au găsit bani care să fie dați la timp. Vestea bună este că pentru tronsonul acesta de autostradă de 42 de kilometri de la Câmpia Turzii la Gileu, avem bani în buget pentru a fi finalizat anul acesta. Premierul promite totul. Exproprieri la minut, utilități mutate la secundă, amplasamente curățate cât ai bate din palme. Toate forțele sunt trimise pe acest tronson, așa că șantierul de la suplacul de Barcău e oprit. 5 luni mai târziu, Emil Boc se întoarce pe șantier.
și mai vine o dată. Avem nevoie de 10 zile de vreme bună până la 1 decembrie pentru asfalt. Și sunt convins că avem suficiente relații la toate nivelele, astfel încât la 1 decembrie, așa cum am promis, să fie gata lucrarea de autostradă. Și gata a fost. 1, 2, 3, ieșire. Și e duceați bun. E 1 decembrie 2009, cu 5 zile înainte de alegeri, la exact 6 ani după semnarea contractului. Ne vedem la Cileo, Doamne ajută-vă! 2009 a fost singurul an în care compania Bechtel a lucrat în ritmul celorlalte proiecte ale ei din străinătate. Mi se pare oarecum suspect faptul că toată lumea vrea să muncească exact înainte, în prag de alegeri. Stați un pic, anul 2009 e un an ca și alți ani din punct de vedere al investițiilor. Am mai avut mai multe resurse financiare de la buget pentru a finanța lucrări de infrastructură în țară. Electorală sau nu, graba inaugurării a avut efecte pe șantier. Inginerii și consultanții de la Cluj susțin că în acel an s-a lucrat fără documente justificative pentru că nimeni n-a venit să-l verifice pe constructor. Li s-a interzis, susține un fost inginer însărcinat cu controlele. Veșnica întrebare a șefului meu direct era: ce vrei să faci acolo? Ce să cauți în șantier? Eu practic nu am semnat lucrările din 2009. Nu le-am văzut, nu am nicio dovadă scrisă. Cum pot eu să semnez și să spun că, da, într-adevăr, sunt ok, sunt perfecte? Maxim 10% aveau aceste procese verbale de recepție de lucrări. Au fost nenumărate lucrări care nu au fost recepționate, au fost plătite. Deci tot ce cerea constructorul că lucra într-o lună, se plătea. Și, spune un alt inginer, cine nu se conforma, plătea cu locul de muncă. Am spus, da, nu putem să semnăm, e contrar legii. Mi s-a spus, dacă ți-e frică de lege, locul tău nu e aici. Inevitabil au apărut greșeli de execuție, taluzuri prăbușite, canale de preluare a apei nefinalizate, beton care se fisurează. Dacă apa rezultată din ploi rămâne în corpul autostrăzii, scade rezistența în timp aceste lucrări, adică apar fisuri. Aceste lucrări nu sunt gata. În 2010, directorul Direcției Regionale de Drumuri Cluj ne spunea să nu ne facem griji. Autostrada e foarte bună. Ne bucurăm că avem un an de zile și partea de carosabil nu a avut niciun fel de probleme. Asta ar fi chiar culmea. Deci de asta spun că aici... Aveți teme că o să fie probleme după un an de zile? Nu. Am văzut oricum că au început să apară câteva... Niște... Ușoare... La sesizabile cederi. Un an mai târziu, o jumătate de kilometru de autostradă intră în reparații din cauza infiltrațiilor. Exact în același timp, în Kosovo, Bechtel inaugura, cu un an în avans și fără buget depășit, primul sens cu două benzi al unei autostrăzi de 102 km lungime. Un proiect primit, spune presa, tot prin încredințare directă, dar care costă 1 miliard de euro, adică de 3 ori mai puțin decât am plătit noi. Însă, în 2011, guvernul României schimbă iar ministrul. Anca Boagiu ia locul lui Radu Berceanu și începe o altă rundă de negocieri cu americanii. Dacă în condițiile actuale ale contractului existent cu Bechtel am fi terminat autostrada, costul final al acesteia ar fi fost de 9,9 miliarde de euro. Costul pe care îl vom avea de suportat într-un final, în urma acestei negocieri, va fi de 3,8 miliarde de euro. Risipa pe care nu o mai face statul român este de 6 miliarde de euro. În urma renegocierii, americanii de la Bechtel rămân fără mare parte din proiectul autostrăzii și au ca sarcină să finalizeze tronsonul sub placul de Barcău, Borș, abandonat în 2009. Lucrările nu s-au reluat însă niciodată, n-au fost bani, așa că locul e și astăzi în paragină. 64 de kilometri de șantier și peste 20 de poduri și podețe. 500 de milioane au fost alocate doar pentru sectorul 3C, aici unde ne aflăm. Inginerii care au lucrat pe șantier susțin că sunt bani aruncați pe fereastră. Aceștia mai spun că majoritatea lucrărilor au fost părăsite în ultimii 4 ani și au început să se degradeze. Și nu doar că se degradează, dar statul român va trebui să plătească și reparațiile atunci când vor fi reluate lucrările. Dacă vor fi reluate. Ce s-a ales de lucrările făcute pe 3C? După știința mea, praf. A nu conserva o lucrare pe perioada de iarnă este o crimă. Acea lucrare se deteriorează. Orice lucrare abandonată și neconservată costă de regulă ori 2. Cea mai scumpă lucrare de pe acest sector e viaductul de la suplacul de Barcău, lung de 2 km și complet inutil. Și totuși pentru el am plătit 20 de milioane de euro pe kilometru, mai mult decât pentru un tunel din Alpi. Deși au existat 3 variante pentru acest viaduct, americanii au ales-o pe cea care le-a convenit mai mult, adică cea mai scumpă, iar Ministerul Transporturilor nu a avut o problemă cu asta. A face un pod în formă de S peste un viitor lac de acumulare
Ce absurditate. Când poți să mergi în dreapta sau în stânga lui. După aceea, Dina, după ce ai scăpat de acest super viaduct, intri în câmpul petrolier, unde a fost necesar a se reloca 50 ceva de sonde. Pentru acest fapt, cineva trebuie să răspundă. Cine să răspundă, domnule director? Cine a aprobat acel traseu? Cine a semnat contractul în care Bechtelul alege traseul optim? Optim pentru cine? Pentru el. Pentru statul român. Mai grav decât atât, inginerii care au muncit la viaduct susțin că materialele folosite nu au respectat cerințele caietului de sarcini și că lucrările au crăpături. Sunt lucrări de proastă calitate peste care s-a trecut cu vederea. Asta se vede cu ochiul liber pe șantier. Se știe că acea lucrare s-a oprit din cauza unei porcării care până la urmă s-a acoperit și a ieșit cam ceea ce vedeți. Lucrări neprotejate, lucrări neterminate. Nouă însă, viaductul cu probleme mi se pare o minune. Eu am văzut acolo un viaduct cum n-am mai văzut în Europa. Un viaduct inutil. 200 de milioane de euro pe un viaduct. Nu mai întrebați-i vorbe tehnic, pentru că eu nu sunt tehnician, nu mă pricep nici la drumuri, nici la poduri, nici la viaducte. Un viaduct de 200 de milioane de euro, credeți că face? Dați-i socot. Întrebați-i pe cei care sunt ingineri. Și aruncă vina pe actuala guvernare, care nu a fost în stare să negocieze cu americanii ca să finalizeze acest tronson. Dacă guvernul Ponta lăsa măcar forma actuală a contractului, se terminau și cei 64 și aveam, iată, 111 km terminați. Așa, practic, mai plătim niște bani fără să mai avem un metru de autostradă și probabil că va intra în conservare. Alți bani, tot de la buget, tot din buzunarele noastre. Consonul 3C a rămas în paragină de 4 ani. Deci nu e vina neapărat a actualului guvern că a rămas în situație. S-a lucrat în permanență, la scară mai mică și acolo s-a lucrat. Acum s-a terminat și la scară mică și la scară mare. Cu 10 zile în urmă, guvernul a decis să rezilieze contractul. Dacă constați că din 2004 până în 2013, aceste resurse bugetare niciodată nu există pentru a face acest lucru, înseamnă că trebuie să faci ceva. Și atunci abordarea firească, juridică și de normalitate în relații comerciale, care era o relație comercială, până la urmă era să încetezi de comun acord. Și, se pare, deși am așteptat atâția ani, nici n-a fost foarte greu să scăpăm de un contract păgubos. Am avut discuția cu cei de la Bechtel, au venit doi avocați de la Londra, am discutat cu ei 7 minute pe ceas. 7 minute, numai. Am spus ce vreau, am spus ok, s-a făcut un raport foarte larg, care la sfârșit, agreat de toate cele trei părți, a spus, domne, suma pe care le-o putem plăti este 37,2 milioane de euro. Iar acum, când cortina stă să cadă peste contractul Bechtel, rămâne o singură întrebare la care însă nu vrea să răspundă nimeni. Cine e vinovat? N-ai nevoie de foarte multă pregătire ca să ai o suspiciune că niște lucruri sunt neclare într-un loc în care s-au cheltuit aproape 1,4 miliarde de euro și s-au predat 52 de kilometri de autostradă. Da, nu mă pune să spun că a greșit cineva sau că este cineva vinovat. Nu putem, pentru că ar fi o listă prea lungă. Două formațiuni politice diferite, 4 guvernări, 8 directori generale ai Companiei Naționale de Drumuri, 8 miniștri și o mare firmă americană care a profitat de slăbiciunile unui stat neputincios și ale oamenilor din el, dispuși să sacrifice un proiect de importanță națională și europeană pentru a-și rezolva disputele politice și a-și proteja interesele de grup.